Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi continuăm de unde am rămas data trecută, aici cu elegiul nostru spart. Mergem să facem misiunea asta, că nu mă lasă să fac altceva. Stai să schimb camera. Așa, am văzut că episodul se vede puțin albicios, sper să nu vă deranjeze, dar nu știu de ce. Poate să fie de la monitor, poate să fie de la recorder, dar nu știu, vedem. Nu știu, o să le postez așa cum sunt, dar nu se vede ură, doar se vede mai albicios. O să mă chinui să search the area for delivery truck, contain the campage. Campagne, what the fuck, campagne, delivery truck. Și mă enervează când respir să aude și scuze că am dat acum microfon, dar trebuie să mai trag de asta așa, jale, sunt începător, nu mă luați așa de tare, dar nu știu unde găsesc acel truck. E delivery truck, adică cred că el merge sau stă. Ma, nu, se strică mașinuța. Delivery truck. Alo, Uber. Te-am găsit. Uite mașina lui Trevor. Bă, ma, Trevor. De ce mașina lui Trevor e aici? Știu că nu e al lui Trevor, dar... What? Ce i-o fac acolo? E una acolo. Nu mă las, mă. Nu mă bate. Dar carefully, dar vezi de campaign of the delivery truck. Ah, avem damage la mașină. Am avut. Și nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like. Ăla e cel mai important. Butonașul de like. Adică avem și sunetul ăsta, da. Avem și sunetul la radio, da, ok? Apăsați aici pe butonile. Sper să nu vă deranjeze tastatura mea, mie îmi place cum se aude. Nu aud cum de tare o ajungeți voi pentru că am căștile cu urechi, dar... Idiot, ce m-a intrat unul pe sesiuni? Aia. M-am explicat de ce nu joc pe sesiuni furt. O să jucăm data viitoare când vedeți episodul. O să-i filmat în aceeași zi cu ăla, așa că... Na. Și... Sunt în furt. Frână, nu strica. Nu. Sper să nu vine nimeni după mine să tragă cum sunt toate misiunile astea din GTA. Că nu le mai suport. Să vină unul, trage. Hai că mai vin și glonți. Trebuie să mă duc să facem să fac o misiune. Ușor să bălângă în asta. Mergem first person. Nu e fain first person, dacă joci un rol, dacă joci cu prieteni. Ce-am făcut? De ce, bă? Eu tot trag de microfonul ăsta să nu mai s-audă respirația mea, dar în fine. Trebuie să-i pun ceva acolo, că... Să-mi ziceți și dacă s-aude bine microfonul ăsta. Dacă vă place, dacă nu-l schimb, nu-i bai. Vreau să-mi iau un... Dă-te, nu strica masinuța! Da. Și... Ce vreau să vă spun? Am uitat. Vreau să vă spun ceva, dar am uitat. În fine. Să tunăm o mașină, să nu tunăm o mașină. Abar n-am. Nu știu, mă mai gândesc. Mă enervează că trebuie să merg o grămadă. 80, hai. Ales mili. Nu campaign. Campaign. Adică, de ce scade? Trebuie să merg mai încet. Da, bă, trebuie să merg încet. Ba nu. Bă, dar nu înțeleg ce e aia. Nu trebuie să o bâltâcă, e mașină, bă. Să facă balanța, nu zic. A, nu trebuie să merg pe pământ, mă, sau ce, mă? Trebuie să merg mai puțin de 6, nu știu ce înseamnă campaign, asta e ideea. Chiar nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Campaign. A, bă, la mea, o să merg mai încet.
Dacă dăm fail, mă, să vă arăt casa mea. Campaign. Chiar o să caut după aia ce înseamnă acest campaign. Avem un strop. S-o fie mai scurt episodul pentru că mai am un strop dacă n-a... Hai mă, treci. Merg cât din ce pot. Chiar nu știu ce înseamnă campaign. Campaign, 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 campaign. O să merg așa că vreau că merge. Nu mai scade. Abar n-am. Scuzați că nu știu, dar nu știu cuvântul. Abar n-am ce înseamnă. Nu-i bai, mă. Avem translator. Hai. Yes, am ajuns. 6 minute avem. O să mai facem încă câteva. Level 30, level 30. Sunt fericit. Bă, hai să dăm la ruletă, că n-am dat. Am dat data trecută. Am dat degeaba, că nu mi-a mers sunetul la microfon. Nu contează, casino. Mi-am luat penthouse, am dat 6.000 de bani. Nu mai dau ță bani. Mi-am luat CEO, trebuie să mă duc să văd cu garajul ăla. Dacă știi cineva, când îți faci securo servul, este clădirea aia, Maze Bank-ul ăla mare, să-mi zicești mie, eu n-am garaj, bă. Nu știu de ce. Și-am cumpărat-o pe aia cea mai scumpă. Am primit-o pe aia, n-am cumpărat-o. Cred că trebuie să o cumpăr, dar nu mai dau alți bani. Once per day, what the fuck? Hai băgăm la păcănele. O să fie mai scurtut episodul ăsta. Pentru că, cum dau spin? N-am jucat niciodată, nu știu. Hai! Parcă am jucat odată, eram cu un prieten și am câștigat. Nu știu câte pinuri de astea. Hai mă, panoramă de joc, nu mă mai joc așa ceva. Nu, n-am înțeles niciodată chestiile astea. Așa, hai să ieșim afară. Și să închem mașina aia care n-am v-am arătat, cred că ați văzut-o, da? New vehicle unlocked. New mod vehicle unlocked. Auzol, bofa mod. Hai să vedem. Hai mă, hai. E click casino. Casino. Ia să ne uităm noi în shop să vedem ce mașini să cumpărăm noi pentru episodul următor să tunăm. Aici că la... un milion, n-aș da un milion. Bă, știu ce, Dodge-ul ăsta, dar nu mă las inima să dau atâția bani. Aș vrea BMW-ul ăla seria 6, ăla vechi. Unde-i? Că l-am văzut pe... Uite, nu este. Unde ești, bă? Unde ești jos? Uite, nu este. Nu, ăsta e seria 3, ursulețul. Alo? FTO, uite, Futo. Asta e Mustang și BMW, unde e? Era pe aici. Unde ești? Am trecut de... Mamă, cât o să-i paralizat. Îi schimba culoarea în shop, bă. Nu știu. Ăsta nu-i seria 3. Uite, și asta am făcut misiunea aia. Eu, că voi n-ați fost. Ia, uite-mă, îi schimba culoarea, bă. Mai frumos, BMW. În realitate, da. Hai să chemăm... GT-ul. Sau schemăm sub. Hai, schemăm GT-ul, dacă tot am zis, vi-l arăt. Și... Florinei! Ce faci? Vreau din arcade. Arcade, vreau... Scalgen GT. Scalgen. Hai, adu-l.
Mamă, ce trist eram când mă jucam acum o lună sau două luni. Cinci. Cine vine lumina? iPhone. Când mă jucam acum două luni pe PlayStation 3, mă jucam online. Și n-aveam casino, eram atât de trist. Azi vă reșesc asta și încheie mie episodul. Le fac de 10-13 minute. I-am pus niște faruri blue electric. Aici nu știu dacă am pus, dar eu ies. Vi-l arăt o leacă la lumină. E frumos, are spate de Z4. Cum o tâmpit fratele meu tot, îmi zice, bă, dar are spate de Z4. Dar nu are, că așa el, bă. În fin. Da, nu, înapoi. Nu știu, tot s-aude băi ceva, nu știu. V. Uite așa, e înăuntru. Frumos. Și așa s-aude. S-aude bestial, n-am ce zici. Și cam ăsta a fost și episodul ăsta. Scuze că sunt cam scurtuți, nu prea face nimic interesant, dar deocamdată vă văd un feedback din partea voastră. Așa că noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!